În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, îi spuneam Părintului Paul adineauri că picurii din cer care se revarsă acum cu belșugare peste pământul însetat de la St. George sunt picuri de aghiazmă, de apă sfințită. Am înțeles că a fost secetă în această zonă și iată Dumnezeu s-a milostivit și a trimit binecuvântarea sa chiar în timpul liturghiei. Iar noi îi mulțumim din adânc de inimă pentru darurile sale bogate și pentru faptul că ne sfințește pe noi și sfințește întreaga fire prin acești picuri care se revarsă lii în cernere ușoară peste noi și peste pământul doritor de apă. Astăzi îi cinstim în mod deosebit pe Sfinții Martiri Voievozi Brâncoveni, Constantin cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianache. Ei au fost martirizați la Constantinopol, chiar la prăznuirea adormirii Maicii Domnului, la 15 august 1714. Iar prăznuirea lor a fost amânată pentru o zi, transferată pentru a doua zi, fiindcă mare este prăznuirea adormirii Maicii Domnului, de aceea, imediat după prăznuirea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se face pomenirea Sfinților Voievozi Martiri Brâncoveni. La 15 august 1714, voievodul Constantin Brâncoveanu împlinea 60 de ani de viață, iar soția sa, Doamna Maria, își sărbătorea onomastica, cinstind-o pe cea mai înaltă decât cerurile. Tocmai în această zi de praznic, Ahmed al III-lea de la Istanbul a hotărât să-i decapiteze pe voievozii brâncoveni după mai multe luni de închisoare și torturi. Sfântul Constantin Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat la oaltă cu cei patru fii ai săi, potrivit cronicarilor, i-a îmbărbătat astfel pe copiii săi: fiilor, fiți bărbați, am pierdut tot ce aveam pe această lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele și să le ducem curate înaintea feței Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și să ne spălăm păcatele noastre cu sângele nostru. Acestea au fost cuvintele pline de îmbărbătare ale voievodului. Care a biruit frica față de moarte și care a depășit dragostea pământească față de copiii săi, înălțându-i pe toți la dragostea față de Hristos. Ei și-au dat propriul sânge pecetluind temelia creștinătății. Ei s-au dăruit integral Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ei au pus preț mai mare pe patria cerească decât pe cea pământească, învățându-ne și pe noi
că destinația noastră este Ierusalimul Ceresc, Împărăția Cerurilor. Sunt multe familii din perioada stăpânirii otomane, familii bogate, care nu au rezistat presiunilor și torturilor și au cedat lepădându-se de credința creștină. Ori voievodul Constantin Brâncoveanu și-a dat viața pentru dreapta credință, mărturisindu-l pe Mântuitorul Iisus Hristos și vărsându-și sângele pentru el. Ni se spune că voievodul cu ochii plini de lacrimi se ruga Domnului să întărească pe fiii săi. Mai întâi a fost decapitat băiatul său mai mare, Constantin. Apoi a urmat cel de-al doilea, Ștefan. Apoi Radu, iar Matei, copilașul mai mic, care avea 12 ani, și ne gândim la Mântuitorul care tot la 12 ani i-a învățat pe cărturarii Scripturile în templul de la Ierusalim, deci avea vârsta la care Mântuitorul Iisus Hristos l-a mărturisit pe Părintele Său Ceresc în templu, la 12 ani, tot 12 ani avea și Mateiaș, copilașul mai mic al Sfântului Voievod, și s-a potignit atunci când trebuia și el să-și așeze capul pe buturuga înroșită de sângele fraților săi, lângă trupurile lor descăpățânate, lângă creștetele lor aflate pe eșafod. S-a potignit, parcă ar fi renunțat, însă tot cronicarii ne spun că voievodul s-a rugat Domnului și apoi l-a încurajat pe copilașul său mai mic, spunându-i: mai bine să mori de 100 de ori decât să-ți pierzi credința. Și atunci Matei a prins curaj și a înălțat ochii spre ceruri, apoi s-a uitat la călău care era cu securia în mâini, așteptând ca să-l decapiteze, și a zis: îmi pun capul pe buturugă și lovește! Și a pus capul pe buturugă și într-o lovitură creștetul micuțului Matei s-a desprins de trupușorul său curat, aducându-se jertfă bine primită Mântuitorului Hristos. Mare bucurie a avut Constantin Vodă atunci când și-a văzut fiii junghiați ca niște mielușei și când a constatat că nu au abjurat, nu s-au lepădat de Hristos, mărturisindu-L cu propria lor viață. A înălțat o rugăciune și apoi și-a pus și Părintele capul pe buturuga sfințită cu sângele martiric al fiilor săi. Și astfel, iată, s-au născut în cer și sunt pururea rugători pentru noi, ajutându-ne și pe noi cei din lumea plângerii să-L mărturisim pe Hristos până la sfârșit. Ei au avut o credință neșovăielnică. Iată, și apostolii s-au potignit în credință, după cum mi se spune în Evanghelia după Matei, care s-a citit acum la Dumnezeiasca Liturghie. A venit tatăl cu acel copil lunatic, demonizat, la apostol ca să-l vindece, fiindcă Domnul nu era acolo lângă ei. Și apostolii n-au reușit să-l tămăduiască. Și l-a tămăduit în cele din urmă Domnul, cum ați auzit, citindu-se în Evanghelia de astăzi. Dacă veți merge acasă și cei de acasă care n-au ajuns la biserică vă vor întreba ce Evanghelie s-a citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, să le spuneți că Evanghelia despre vindecarea copilului demonizat, lunate. Și s-a făcut pomenirea Sfinților Martiri, voievozi brâncoveni.
Deci, Domnul l-a tămăduit și s-a mâhnit de puțină credință ucenicilor, însă ei l-au întrebat, Doamne, de ce n-am putut să-L tămăduim noi? Iar Domnul le-a spus, pentru că puțina voastră credință și pentru că acest soi de demon, de diavol, nu poate fi izgonit decât prin rugăciune și prin postire. Acestea sunt armele noastre. Acestea sunt cele două aripi care ne înalță la ceruri, în văzducul duhovnicesc. Postirea și rugăciunea. Ne este greu, suntem cuprinși de ispite, nu avem altă armă de luptă decât prin rugăciune și postire. Nu avem altă armă de luptă împotriva ispitelor și nici altă, nici loc mai gramnic de a sări în ajutorul semenilor decât prin rugăciune și postire, preiubiții mei. Ieri am sfârșit liturghia de hram la mănăstirea Parva, în apropiere. Și am rostit și rugăciunea mare de dezlegare, pe care doresc să o rostesc și acum, iată, vă puteți aduna sub obonforul bine arhieresc acum, fiindcă, iată, s-a oprit ploaia și au venit și o familie de la Retiag, care m-au căutat cu câteva zile înainte în satul meu natal, Spermezeu, de la Poarele Țibreșului, pentru îndrumare și deslegare. Aveau mari ispite în case, mari apăsări sufletești. Și le-am făcut o rugăciune și i-am îndemnat să vină și la prăznuirea adormirii Maicii Domnului la mănăstirea Parva pentru a participa la liturghie și a fi deslegați prin rugăciunea cea mare pe care o rostește arhiereul sau episcopul în slujire. Și la final au venit și mi-au spus că sunt mai bine, s-au întărit, însă ar dori să le mai citesc rugăciune și le-am spus, dragii mei, am citit cea mai puternică rugăciune, am rostit cea mai puternică rugăciune pentru toată suflarea care s-a adunat la slujba de hram. Să fiți încredințați că toate legăturile s-au dezlegat și toate obezile și lanțurile nevăzute ale potrivnicului s-au distrus toate. S-au zdrobit. Toate au căzut pe voi. Toate lanțurile grele care erați legați s-au zdrobit. Și au căzut pe voi. Să fiți încredințați de aceasta. Să aveți credință. Fiindcă numai celui care crede, toate sunt cu putință. Toate sunt cu putință. Așadar să strigăm cu toată credința către Preamilostivul Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Doamne, apără-ne! Doamne, păzește-ne! Doamne, mântuiește-ne! Precum voiești și precum știi! Petru se afunda în marea învolburată, fiindcă și-a luat ochii de la țintă, de la Iisus. S-a potignit în credință și era să se scufunde, să nece. Și Domnul l-a prins de mână și l-a ridicat dojenindu-l. Pentru ce te-ai îndoit? Să nu ne îndoim, preiubiții mei, să credem că Domnul ne poartă pe brațele sale și numai El ne poate ridica din necazul ispite și strâmtoră. Nu avem nevoie de telefon mobil pentru a-L apela, nu avem nevoie să ne scrie pe portal, nu avem nevoie să-I cerem o audiență, ci El avem cu noi în toată vremea. Iar de plin este numai în dumnezeiasca liturghie. Aici suntem cu El și El este lângă noi. Mi-a spus cineva la un moment dat, în îndepărtata Scandinavie, unde slujesc arhiereu, preasfințite, eu nu vin la biserică să mă rog, fiindcă eu sunt cu Domnul pretutindeni. Domnul este pretutindeni, așa este. Atributul Lui este omniprezența sau ubicuitatea. Așa este. El este pretutindeni. Dacă este pretutindeni, eu mă pot ruga și acasă sau unde mă aflu. De ce să vin la biserică să mă rog acolo duminică dimineața? Și mi-a zis așa, iată, ești departe de cei dragi, da?
Ești departe de soția ta și de copii. Păi da. Ești aici, peste mări și țări. Și soția și copiii sunt acasă. Vorbești cu ei. Da, vorbesc foarte des cu ei. Și mă privesc și pe ecran cu ei, pe tabletă. Și când ți se aline dorul de ei? Dorul mi se aline de plin de cei dragi atunci când sunt la propriu lângă ei. Nu-i suficient că vorbesc cu ei, că îi privesc pe sticlă, pe ecran. Bucuria și mângâierea o am atunci când sunt lângă ei la propriu. Când suntem împreună în carne și oase unii cu alții. Și a zis așa, dragul meu, așa este și cu liturghia bisericii. Dacă îl iubești și îl dorești pe Hristos, trebuie să fii la propriu alături. Cum așa? Iată, în Sfânta Liturghie, pâinea și vinul, care se aducă ofrande pe Dumnezeu jertfelnic, se prefac în trupul și sângele Mântuitorului. El însuși, în carne și oase, este cu noi, ne îmbrățișează în îmbrățișarea rugăciunii, într-o iubirea sa nemărginită. Ne binecuvântează, ne alină durerile și ne pune doctoria cea bună, alivia cea bună peste rănile deschise și nevindecate ale sufletului nostru. El este numai în liturghie, așa cum era odinioară pe pământ, lângă noi, fiindcă El însuși ne-a lăsat liturghia spunând, arătând pâinea, luați, mâncați, acesta este trupul meu. N-a zis, acesta este simbolul trupului meu. Este însuși trupul meu. Apoi spre potir a arătat, spre roada viții, spre vin, spunând, bezi dintr-o acesta, acesta este sângele, însuși sângele meu. Nu este un simbol, ci este însuși sângele meu. Deci numai la biserică suntem cu Hristos în chip real. El este cu noi și noi suntem cu El. Aici ne umplem cu adevărat de Hristos, mai cu seamă atunci când ne și spovedim și ne părtășim cu preasfânt trupul său și cu scumpul lui sânge. De aceea, preubiții mei, să stați cu frică și cu cutremur și să vă bucurați că sunteți în liturghia bisericii, fiindcă noi românii care viețuim departe de casa noastră și de țara noastră, facem eforturi deosebite pentru a fi părtași la dumnezeiască jertfă. Eu însumi, ca episcop, sunt de 12 ani. Sunt și eu năsăudean de al dumneavoastră, de la Spărnezeu. De 12 ani sunt în țările scandinave și cu mari eforturi am reușit să duc preoți și să adunăm pe frații noștri români și pe alți ortodoxi de alte naționalități sau chiar convertiți la ortodoxie dintre scandinavi în jurul altarelor euharistice. Dumneavoastră sunteți sub streșina bisericii și poate de multe ori nu veniți la liturghie din comoditate, însă gândiți-vă la frații voștri și la surorile voastre care parcurg sute de kilometri pentru a sta o oră cu Hristos, o oră și jumătate cu Hristos în dumnezeiasca liturghie. Câtă binecuvântare aveți dumneavoastră și cu cât greu ajung la slujbă ceilalți care sunt departe. Acum, la final, preiubiții mei, vă propun să rostim o rugăciune către Sfinții Voievoți Martiri Brâncoveni. Sfântul Constantin Brâncoveanu a avut 7 fete și 4 fii, 4 băieți, care au primit cununa martirului împreună cu tatăl lor, așa cum v-am spus. De aceea ei sunt rugători pentru unitatea și întărirea familiilor creștine și mai cu seamă pentru familiile aflate în prag de divorț. Ei mijlocesc pentru darul nașterii de prunci și ne ajută să dăm o bună și dreaptă mărturie. De aceea, la finalul acestui cuvânt de învățătură pe care vi l-am pus la inimă, vă propun să ne rugăm Sfinților prăznuiți astăzi, Sfinților din neamul nostru, și să spunem așa, Sfinților voievoți români, ați iubit mai mult jugul lui Hristos decât stăpânirea peste mulți din această lume. Pentru aceasta, cinstite mucenic Constantin,
sângele ți-e vărsat împreună cu fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache, în priveliște împreună mărturisim pe Hristos. Sfinte voivodule Constantin, te lăudăm pentru cinstita viață de familie întru care ai petrecut, cu fericita Doamnă Maria, fiind binecuvântați cu 7 fiice și 4 fii, odrasle care într-o evlavie și filantropie vrednici v-ați arătat. Ne rugăm vouă tuturor să nu-i lipsiți de binecuvântarea rugăciunilor și mijlocilor voastre pe robii lui Dumnezeu aflați în focul ispitelor căsniciei. Cu multă durere vă rugăm să-i scoateți din bântuirea dezbinării care amenință să rupă familiile lor. Pacea s-a luat de la ei, dragostea cea din tâi s-a stins, iar necazurile s-au mulțit. Vrăjmășie este între soți, vrăjmășie este și între părinți și copii. O, sfinților voivozi brâncoveni, aprindeți în inimile tuturor focul iubirii binecuvântate de Dumnezeu. Descoperiți-le binecuvântarea și lucrarea iertării, răbdării și îngăduinței unul față de celălalt. Prin jertfă, ajutați-i să dobândească pacea și împăcarea familiei lor. Încă ne rugăm familiile să le întăriți, mamele să le ocrotiți, pe prunci să-i mângâiați, frații în iubire să-i sediți, cuvinți între soți dăruiți, iar celor cuprinși de stârpiciune, prunci sănătoși le dăruiți, învrednicindu-i să-și vadă pe copiii copiilor lor ca pe niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei casei lor. Sfinților brâncoveni, rugați-vă Domnului pentru noi și smeriți inimile noastre cu dorul Mântuitorului Hristos ca în ceasul judecății să nu ne rușinăm de vederea strălucirii Sfințeniei voastre, ci împreună cu voi slavă preasfinte și de viață făcătoarei treimi să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.